Bun, și dacă se va ajunge la alegeri anticipate, ce urmează? Cum vedeți, practic, cine va forma guvernul? PSD nu are cum să formeze guvernul, că nu va avea majoritate 50+1. Cum va fi? Cum va arăta guvernul? Întrebarea dumneavoastră, sigur, este una foarte complicată, pentru că vizează o perioadă de peste câteva luni. Peste câteva luni, peisajul politic s-ar putea să fie diferit. Adică, sunt unele elemente care vor fi schimbate. În primul rând, scorul Partidului Social Democrat, peste câteva luni, în condițiile acestea, din această toamnă, va fi undeva în jur de 40%, va depăși 40%, pentru că o guvernare dezastroasă îi furnizează Partidului Social Democrat continuu susținători, pentru că noi suntem, prin natura ideologiei noastre, suntem alături de cei mulți, de cei care au pierdut competiția, cum îmi place mie să spun. Deci, asta este un element. Deci vom avea un potențial mult mai mare în momentul respectiv. Apoi, un al doilea lucru. Alegerile anticipate s-ar face în condițiile în care au trecut cele două congrese ale Partidului Național Liberal și ale USR Plus. În condițiile acestea, în care este o mare bătălie în Partidul Național Liberal, această bătălie va duce în mare măsură în viitor nu numai la pierderea de electorat pentru Partidul Național Liberal, dar și, așa cum este foarte previzibil, o scindare a Partidului Național Liberal în Parlament și se va reconfigura probabil o majoritate care nu va mai arăta ca asta. Am putea avea, sigur, după alegeri, niște parteneri de guvernare chiar din actualele partide care vor adela la un proiect comun al nostru, la un program de guvernare și cu care vom putea să facem împreună o majoritate. Sigur că ar trebui o majoritate puternică, pentru că suntem în criză în acest moment, pentru că ar trebui făcute câteva lucruri fundamentale. Ar trebui să dăm niște legi organice foarte importante în viitor. Nu vorbesc numai de schimbarea Constituției, care ar trebui făcută în viitor, pentru că o parte din această criză este legată de structura regimului politic de la noi. Pentru că această criză nu este numai o bătălie pentru bani, așa cum s-a văzut la prima vedere. Adică PNL-ul a vrut să dea 50 de miliarde la primari și USR Plus, care nu are primari decât vreo 60, mi se pare, nu era interesată să ajungă 50 de miliarde la primari, spunând că, sigur, și pe bună dreptate, într-o anumită măsură, Câțu vrea să-și cumpere, de fapt, funcția de președinte și susținerea pentru Congres. Deci, această criză este o criză structurală. Noi nu vedem asta. Este o criză care ține de faptul că noi suntem o republică semiprezidențială. O republică semiprezidențială nu este funcțională, pentru că în același timp președintele României, în mod legitim, este ales cu cel mai mare număr de voturi. Practic, are cea mai înaltă funcție în stat. Dar această funcție înaltă pe care are președintele nu are și puterea executivă de care simte un lider după ce a fost ales, mai ales un lider român. Toți președinții noștri au fost, poate cu excepția lui Ion Iliescu, au declarat public, bacă au fost învinși de securitate, bacă n-au reușit să facă ce vor, pentru că n-au avut destulă putere. Președintele Iohannis, în acest moment, cred că, într-o anumită măsură, a fost, și eu zic aici că e de înțeles asta, a fost supărat probabil că Stelian Ion a deschis o procedură fără consultarea domniei sale, o procedură pentru numirea șefilor la DNA, DICOT și alte structuri, procurorilor șefi. Și cred că aici se află începutul acestei crize. Restul au fost desfășurări care se puteau rezolva, pentru că cea cu 10 miliarde de euro care se dădeau la început în PNDL, cam asta era suma de care se vorbea, puteau fi compensate cum a cerut USR Plus. USR Plus a cerut și ei 10 miliarde de euro pentru acea agenție care se va face la Ministerul Sănătății, agenție pentru investiții în sănătate și care, spunem noi, gurile rele din politică, era destinată domnului Voiculescu, Vlad Voiculescu. Deci, până la urmă, puteau găsi un echilibru financiar, să zicem, sau economic, dar bătălia pentru putere aici credem că este importantă. De aia aduceam aminte aici că este unul din proiectele viitoare. Ar trebui să vedem, să facem un referendum, să vedem ce vor oamenii, ce tip de republică vrem în viitor, ca să nu mai avem asemenea crize structurale. Va trebui în viitor să facem descentralizarea, poate și regionalizarea.
într-o anumită măsură, pentru că să ducem decizia cât mai aproape de cetățean, să simplificăm probabil și administrativ România foarte mult, să simplificăm statul, să reducem cheltuielile publice în anumite zone. Ori pentru asta, în viitor, este nevoie de o majoritate puternică și de aceea cred că după niște alegeri anticipate am putea să facem acest lucru. Sigur că în acest moment încă sunt departe alegerile anticipate, sigur că noi putem face un raționament analitic, cum mi-ați propus dumneavoastră, dar încă sunt departe acestea. Asta voiam să vă întreb, pe o scară, nu știu, de la 1 la 10, cât de mult credeți că vom ajunge la scenariul acesta propriu-zis al anticipatelor? Aș spune că suntem undeva pe la mijloc, pe la 5-6. Nu cred foarte mult că se va ajunge, pentru că s-ar putea să poată fi rezolvată mult mai simplu această criză. Se poate forma o nouă majoritate. Dacă se va ajunge în criză și președintele va simți că nu se mai poate și atunci s-ar putea găsi soluții raționale în această criză. Care nu să nu văd ducă care ar fi această majoritate. USR Plus nu mai vrea la guvernare, PNL a rămas singur, UDMR alături de PNL însă nu... USR Plus vrea la guvernare, dar nu vrea cu Florin Câțu, care dă afară ministri, dar ar vrea la guvernare probabil în orice altă formulă. Dar PNL nu renunță. Dacă a ajuns să facă Câțu un sacrificiu alindu-se cu AUR, despre care spuneau înainte că sunt extremiști, asta înseamnă că totul e posibil în, totul e posibil în politica noastră și orice alianță văd că este posibilă. Deci toate partidele își doresc să fie la putere. Doar că sigur că unele la un moment dat nu pot să guverneze și pleacă în condiții în care nu mai poate funcționa o colaborare, dar altfel cu sau fără alegeri anticipate sunt posibile majorități puternice în România, dar sigur că ar trebui și un pic de raționalitate din partea politicienilor. Adică ar trebui să înțeleagă politicienii că în condițiile acestea, dar în orice condiții, interesul public trebuie să primeze interesului de partid. România este mai importantă decât orice partid. România este mai importantă și decât PNL, și decât PSD, și decât USR Plus, decât orice partid. Și mai ales în situații de criză, acest lucru devine foarte evident. Și oamenii înțeleg asta și atunci, așa cum se întâmplă acum pentru coaliția care se află acum la guvernare, această centrare pe bătălie politică a fost înainte pe funcții. Am discutat chiar într-o emisiune la dumneavoastră despre modul cum se politiza la un moment dat administrația la începutul acestei guvernanțe. Acum este bătălia pe bani și pe putere. Deci cred că este cazul ca oamenii să-și dea seama că populația nu mai suportă acest tip de comportament politic.